Până acum am cântat cântări vechi, dar vreau să vă cânt o cântare nouă. În 2018 am trecut printr-o încercare. Am slăbit 10 kg într-o lună, dar în acea zi m-am dus la rugăciune și mi-a zis Domnul, toate astea se întâmplă ca vreau să-ți lustruiesc trâmbița. Și vreau să-ți dau o cântare nouă. Așa mi-a zis Domnul atunci. Asta a fost în 2018. În 2021 eram la o biserică la Reșița, la Izvorul Vieții și era un frate din Italia, Ioan Roman, și nici nu m-am ridicat să cânt. Omul are un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru mine și vreau să-ți dau o cântare pentru trezirea României. Eu am compus multe cântări, dar am zis, ce cântare poate fi asta? Și am așteptat și mă gândeam, ce cântare va fi aceea? Anul acesta, de marșul învierii, m-am dus în Parcul Rozelor să ascult predica, să ne bucurăm, să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Vine la mine un frate, Romică Florescu, zice, săptămâna asta Dumnezeu îți dă cântarea pentru România. Și vreau să spun că următoarea duminică, mergând de la Peciu spre Caransebeș, și-am deschis știrile pe internet și am auzit, acolo spunea că un fotbalist din Franța a fost suspendat 4 etape și amendat pentru că și-a acoperit steagul LGBT care era obligat să-l poarte pe tricou cu o cruce. Și atunci m-am gândit cum aș putea să pun crucea peste România. Și mi-a venit refrenul. Din Banat la mare, cât e țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea. Și din Bucovina, la Dunăre jos, peste România, domnește Hristos. Și vreau să vă spun că am început să cânt strofă cu strofă. N-am scris-o, direct am ținut-o în minte. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru țara în care trăim. O Românie care are mulți pocăiți. Atât de mulți că a trimis și la export. În Londra, peste 50 de biserici penticostale. În Ungaria sunt 9.000 de baptiști unguri. În România sunt 11.000. Și mulțumesc Domnului pentru România. În istoria noastră am fost 500 de ani sub ocupație turcă. Ne-au luat conducătorii, le-au omorât în față copiii să se lase de Hristos. Constantin Brâncoveanu a fost omorât, dar înainte i-au omorât copiii și apoi l-au omorât și pe el. Și am citit în istorie că lui nu era frică că eu omoară copiii. Cea mai mare frică a lui era ca copiii lui să nu se lapede de Hristos. Și vreau să vă cânt această cântare, la referință să cântați cu mine. Am o rugăciune pentru țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea, iartă-ne păcatul greu și dureros. România are nevoie de Hristos, din Banat la mare, cât e țara mea. Te rugăm, Iisuse, ai milă de ea, și din Bucovina la Dunăre jos, peste România domnește Hristos. Din Banat la mare, cât e țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea, și din Bucovina la Dunăre jos, peste România domnește Hristos. Ne-au călcat păgânii secole la rând, vruteau să-mi scoată pe Hristos din gând, dar națiunea noastră nu li s-a supus. Peste România domnește Iisus, din Banat la mare, cât e țara mea. Te rugăm, Iisuse, ai milă de ea, și din Bucovina la Dunăre jos. Peste România domnește Hristos, din Banat la mare, cât e țara mea. Te rugăm, Iisuse, ai milă de ea, și din Bucovina la Dunăre jos. Peste România domnește Hristos. Căci românii noștri
pe unde s-au dus. Dus-au cu ei vestea că e viu Iisus. A umplut biserici cu privirea în sus. Peste diaspora domnește Iisus cu toată inima. Din Banat la mare, cât e țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea. Și din Bucovina la Dunăre jos, peste România domnește Hristos. Din Banat la mare, cât e țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea. Și din Bucovina la Dunăre jos, peste România domnește Hristos. România astăzi e încercată iar, căci nelegiuirea este la hotar. Apărați credința, țineți capul sus, peste România va domni Iisus. Cu toată inima, din Banat la mare, cât e țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea. Și din Bucovina la Dunăre jos, peste România domnește Hristos. Din Banat la mare, cât e țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea. Și din Maramureș la Dunăre jos, peste România domnește Hristos. Nu mă las până mai cântați, dar mai tare. Din Banat la mare, cât e țara mea, te rugăm, Iisuse, ai milă de ea. Și din Bucovina la Dunăre jos, peste România domnește Hristos. Amin!